Invitată miercuri seara în cadrul emisiunii Identități Culturale, interpretată de muzică populară Diana Călinescu, solistă ansamblului Doina Argeșului, a vorbit despre copilărie, despre primele acorduri în muzica populară. Îndrăgind-o foarte mult pe Maria Lătărețu, Diana a început să cânte din zona Gorjului, dar își amintește cu plăcere de cea care a readus-o spre Muntenia și mai ales spre zona Mușcel, atât în ceea ce înseamnă cântecul, cât și portul popular. Cine m-a remarcat pe mine și cine m-a îndrumat spre cântecul muntenesc, mușcelean, pentru că eu o îndrăgeam foarte mult pe Maria Lătărețu și începusem să cânt gorjenește. Mergeam în festivalurii cu cântece gorjenești îmbrăcată în costum de gorj și aici s-a întâmplat, la Câmpul Lung, să mă întâlnesc cu doamna Mărioara Murărescu. M-a văzut și a zis, da, fata, de unde-i? De aici. Și zice, dar nu-i păcat, tu știi ce costume frumoase avem noi, mușcelul, și ce cântece frumoase, zice, te rog frumos să lași gorjul în pace, că sunt destui acolo, să-ți cauți costumele tale din mușcel, cântece, și ai să vezi ce bine o să-ți fie. Așa am făcut și așa a fost cadența. V-ați regândit, ați renunțat imediat melodiile gorjene, da? În secunda 2 am făcut acest lucru. Adică am ținut cont de tot ce îmi spunea dânsa. Niciodată, de exemplu, tot așa a venit la țară doamna Murărescu și a văzut o emisiune tot la Mușcel TV. Eu, într-un costum verde, m-a sunat, ce faci? Păi, pe acasă, bine. Zice, te rog frumos să pui costumul pe tocător și să-l dai la rațe. Mi-ai strivegit dinții de verdele ăla. Doamnă, mă scuzați, mă iertați. În mușcel nu se poartă verde. Nu este verdele. Vă dați seama că eu nu am mai purtat. În cadrul emisiunii moderate de Carmen Nicolescu, Diana Călinescu a vorbit despre videoclipul melodiei Să-mi crească băieții mari, piesă care dă și numele celui mai recent album al său, prezentat în emisiune și imprimat în colaborare cu Orchestra Lăutarii de la Chișinău, dirijor maestrul Nicolae Botgros. Ce videoclip minunat! Unde zona, căsuța? Mulțumesc tare mult, dar este cântecul care dă și numele materialului meu, cel de-al doilea material imprimat cu Orchestra Lăutarii și Maestru Botgros de la Chișinău, Să-mi crească băieții mari. Acest videoclip are o întreagă aventură, să știți. În primul rând am căutat, știu, cunosc toate străzile din Nucșoara, căsuța este la Nucșoara. Norocul a fost, Dumnezeu, nu știu, pur și simplu, ne tot plimbam, căutam o căsuță veche, altceva. Și am găsit această căsuță și, bun, zic, acum cu cine luăm legătura, că era închis acolo, nu cunoșteam. Și ne-am oprit și noi pe la porți, am început să strigăm, știți, căsuța de acolo, renovată, cu, erau niște mușcate superbe, înflorite. Da, da, da. Păi știți că este un domn de la București care vine doar în weekend și nu vine în fiecare weekend, dar un domn n-are grijă de căsuță în fiecare zi. Am luat legătura cu vecinul respectiv și într-adevăr m-a pus în legătură cu domnul Cătălin, pe care nu-l cunosc, deci nu ne-am întâlnit niciodată personal, a fost atât de drăguț și a zis, cum să nu, cu tot dragul vă las să filmați acolo, vine domnul care avea grijă de căsuță, stă cu dumneavoastră, vă pune totul la dispoziție, puteți să filmați și înăuntru. Deci un om extraordinar, vă spun sincer. Nu ne-am întâlnit până acum, apoi a venit și pandemia. Da, filmarea a văzut-o. Filmarea a văzut-o, i-am trimis videoclipul și l-a văzut. Traiul de la Câmpul Lung este o altă melodie pe care Diana Călinescu a promovat-o foarte mult în ultimii ani, urcând cu ea de mai multe ori pe scena festivalurilor la care a participat. Foaie verde bună, măi, Leano, ce bine am mai petrecut în oraș la Câmpul Lung, măi, Leano. Câmpul Lung, oraș frumos, la mai mulți e drăgăstos. Câmpul Lung, oraș de munte, încărcat cu dururi multe. Acest cântec l-am promovat foarte mult prin festivaluri și apoi l-am cântat și în spectacole. Nu este cântecul meu, dar mi-a plăcut foarte mult și cred că ne reprezintă ca mușceleni. Traiul de la Câmpul Lung. Frumos, foarte frumos. Frumos cântec.
Diana Călinescu face parte din valul tinerilor interpreți de muzică populară din România. Este născută în comuna Davidești, este de 13 ani solistă a ansamblului Doina Argeșului și reprezintă cu mândrie zona Mușcel.